În sala de festivități a Episcopiei Caransebeșului, episcop Elie Miron Cristea a avut loc duminică după amiază o manifestare culturală în prezența preasfințitului părinte episcop Lucian. Grupul psaltic al seminarului teologic episcop Ioan Popasu din Caransebeș a prezentat un recital de cântări duhovnicești închinate ocrotitorilor învățământului teologic Sfinții Trăierarhi. În această seară, elevii seminarului teologic au pregătit un frumos program cultural, spiritual, artistic, care marchează Hramul și ocrotitorii învățământului teologic. Sfinții trei Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur. Ne bucurăm foarte mult că și în acest an episcopia noastră a Caransebeșului găzduiește această manifestare și, bineînțeles, punctăm așa cum se cuvine sărbătoarea celor care ocrotesc învățământul teologic din Biserica Ortodoxă Română. În continuare, elevii au prezentat texte patristice ale celor trei ierarhi despre datoria creștinească a îngrijirii bolnavilor. Episcopia Caransebeșului are în jurisdicția sa două instituții de învățământ teologic, una de nivel mediu, Seminarul Teologic din Caransebeș, și una de nivel superior, Secția de Teologie a Facultății de Teologie, Științe Sociale și ale Educației din cadrul Universității Eftimie Murgu din Reșița fiind în vremea de prăznuire a Sfinților Trei Erarhi, care au fost aleși în anul 1936 ca ocrotitori a învățământului teologic, Episcopia Caransebeșului, Seminarul Teologic din Caransebeș și secția noastră de teologie au organizat împreună o manifestare culturală și duhovnicească închinată Sfinților Trei Ierarhi, patronii spirituali ai școlilor teologice. Învățăturile acestor trei mari Sfinți Ierarhi, ne sunt o pildă, un exemplu de urmat pentru noi, teologii, pentru noi, seminariștii, care, într-un viitor apropiat, o să devenim slujitori ai altarelor și care ne străduim din greu să fim exemple pentru comunitățile în care noi vom păstori. În final, corul seminarului teologic a interpretat un scurt concert de cântări religioase închinate ierarhilor.